Bine v-am găsit, fraților, la sfârșitul acestei zile de 29 februarie. Citeam totuși o știre care ne dă gata, practic ne face zob, adio taxă de nuntă sau de înmormântare. Și cu o lege aflată în fază de proiect, scrie Libertatea de Mâine, le-ar putea interzice poichilor cât de curând să mai ia bani pentru serviciile religioase. Înseamnă că generația noastră va fi mormântată în câmp. E bine. E bine, scăpăm de locurile de veci. Avem astăzi un capitol dedicat morților, pentru că așa s-a nimerit și bisericii în mod evident. Uite, deschid la pagina 2. Legea este în faza de proiect, dar ar putea până la urmă să fie un moment nefavorabil în evoluția cetățeanului, un precedent periculos. Pe masa de lucru a parlamentarilor se află acest proiect de lege, prin care românii ar putea fi exonerați de plata botezurilor, cununiilor, mormântărilor și altor servicii religioase pentru care acum se percepe o anumită taxă. Magic, vor spune unii, nu-i chiar așa. Frica de cele sfinte, totuși, trebuie să continue să ne împingă de la spate, pentru că altfel vai și amar de capul nostru. Și o să vedeți, e un bun început ăsta, o foarte bună introducere. O să ajungem imediat la cele sfinte. Vreau să trecem doar în revistă faptul că Leonardo DiCaprio a câștigat primul Oscar din carieră după 5 nominalizări ratate noaptea trecută. Un premiu așteptat, anticipat, cred că pe undeva a fost și un pic de blat, în sensul în care nu cred că rolul ăsta a fost cel mai bun din carieră pentru DiCaprio. Cred că a avut roluri mai interesante, dar așa cum toată lumea anticipa, era unul dintre marii actori care nu obținuse Oscarul. Au fost sigur și decepții, o gală mai slabă ca oricând, după părerea mea, pentru că și cinematografia este în declin, aproape din toate punctele de vedere. E adevărat că a fost un pic mai bună decât premiile César, ce rușine la Paris. Cel mai bun actor francez al momentului ar fi Vincent Lindon, un comic așa, nici măcar de elită, nu intră în primii 500 de comici a ultimilor 25 de ani în Franța, un actoraș în mâna a doua, acum, fără să vreau să fac niciun fel de comparație, nu, e, nu stau aici acum să intru pe subiecte care n-au nicio valoare. Dacă ar fi să păstrăm proporțiile așa, un fel de Virgil Ogășan. Da, încă o dată spun, am nicio treabă cu Virgil Ogășanu, cam la nivelul ăla. Nu ne făcăm comparația între cei doi. Nu vă spune, Ogășanu a fost un actor fabulos de teatru. Ok, vreau să spun, cam ăsta era, cam ăsta este Vincent Lindon pe scena teatrului și filmului francez. Cea mai bună actriță, Catherine Frot. Zero. Da? Deci zero în cinematografia franceză de-a lungul timpului, la mod.